Așa cum știți, de o perioadă de timp studiem împreună și în același timp învățăm să studiem texte despre rugăciune. Și în această seară vrem să facem acest lucru. De fapt, în această seară aș vrea ca voi să studiați textul și eu doar să facilitez lucrul acesta. Cred că avem destulă practică încât să facem asta. Altfel spus, să ne imaginăm că fiecare dintre noi se află cu acest pasaj în față, la noi acasă sau cu un prieten sau în familie. Ce faci? Cu siguranță, dacă stai de vorbă în familie despre un pasaj sau dacă stai de vorbă cu cineva dintre neamurile tale și începe și îți pune întrebări dintr-un pasaj din Scriptură, trebuie ca să ai uneltele necesare ca să înțelegi ceea ce te învață pasajul și să explici celui de lângă tine. Ideea că activitatea asta de a citi, a înțelege și de a comunica Cuvântul lui Dumnezeu mai departe, cumva în mod exclusiv via predicatorilor, e fals. Fiecare dintre noi are datoria asta, fiecare dintre noi are responsabilitatea asta, mai ales în casele noastre, dar nu numai. Și noi aici încercăm să ne echipăm, să ne pregătim în așa fel încât să fim în stare să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu și să-L împărtășim cu alții. Da? Prima întrebare este: de unde e textul? De fiecare dată n-am pus pe ecran textul ca să ne formăm memoria biblică. Da? E o primă provocare. Este probabil printre, pe lângă Ioan 3:16, cele mai citate și predicate texte din Scriptură. Orice predicator, când nu știe ce să predice, bucurați-vă întotdeauna, iarăși spun bucurați-vă. Ăsta e textul. Pe textul ăsta pot predica cei mai mulți predicatori în somn. Pentru că e foarte... Bine, de multe ori să scot clișee, dar într-adevăr este un text care e de încurajare spre bucurie, spre... De unde e textul? Filipeni 4, da? Filipeni capitolul 4. Bun. Ne aflăm cu textul în față, e în Filipeni capitolul 4, care e... Ești acasă. Fratele Radu cu fratele Vosis acasă și cum doi frați creștini ar trebui să facă după ce și-au terminat discuțiile despre mașini, despre meciuri și așa, care nu pot dura foarte mult. Frate, hai să discutăm ceva din Scriptură, da? Hai să scoatem Scriptura și să lăsăm cuvântul Domnului să ne dea un subiect. Și fratele vostru zice: măi, tocmai am citit din Filipeni capitolul 4 un pasaj minunat despre bucurie, despre rugăciune, dar nu-l înțeleg foarte bine. Frate Radu, tu de ani de zile deja mergi la Biserica Sfânta Treime, unde se pune accentul puternic pe studiu biblic. Nu mă ajut, te rog, ca să înțeleg textul ăsta mai bine, da? Cu ce începem, frate Radu? Sau să-l ajutăm pe fratele Radu? Da, subiectul pasajului e foarte bine, o sugestie bună. Altceva care ne-ar interesa chiar înainte de subiect. Cine a scris? Autorul, da? Autorul pasajului. Uite, fratele voastre deja o ia înainte. Autorul, da? Și... către cine e destinat, da? Destinația pasajului. Bun, în cazul acesta? Așa. Știm asta din, în afară de faptul că e Filipeni, e cartea, da? Cum am ști asta? Unde am găsit informația asta? În capitolul 1, da? Și în capitolul 1 ce ne spune introducerea epistolei? Așa, deci aici clar este definit pentru noi Pavel și Timotei. Este o practică către cei din
Filipii, da? Către cei, către sfinții de acolo. Este o practică destul de comună. Ca să scrie un autor apostolic și Apostolul Pavel, de exemplu, face lucrul acesta să includă pe conlucrătorii lui în introducere, chiar dacă, mai mult ca sigur, Apostolul Pavel este cel care e autorul uman, să spunem așa, a acestei epistole. El îl include pe Timotei, care este tovarășul lui de lucru și poate că a fost chiar implicat, mai mult ca sigur că a fost implicat în scrierea, poate că Apostolul Pavel a dictat și Timotei a scris. Lucrul acesta știm că s-a întâmplat, de exemplu, cu Luca, care era de asemenea un conlucrător și era o practică destul de comună. Apostolul Pavel, care probabil avea probleme cu ochii și alte probleme de sănătate, sau în acest caz, probabil era limitat din a scrie din faptul că se afla unde. Unde se află Apostolul Pavel? Știți din memorie, dacă nu, citiți mai mult, mai așa cu ochii pe primul capitol și vă dați seama foarte repede. În temniță, da? El era la, geografic vorbind, unde era? Unde era în temnița Pavel? La Roma. La Roma, da? Știm lucrul acesta și din primul capitol și știm și din ultimul capitol, din capitolul 4, dacă ne uităm la final, spune că mai ales salutări de la sfinții din casa cezarului, da? Din casa cezarului. Deci Apostolul Pavel era întemnițat pentru credință și din acest context el scrie această epistolă pentru a încuraja pe cei din Filipii, da? Acest lucru în sine e o încurajare. Omul acesta care în mod normal te-ai gândit că trebuie încurajat, că trebuie îmbărbătat, că se află în pușcărie, este îngrijorat pentru bisericile lui Hristos și scrie o scrisoare de îmbărbătare, de încurajare către aceste biserici și în acest caz către cei de la Filipii. Da? Este un aspect foarte interesant că de multe ori cei care trec prin suferințe profunde și prin încercări profunde sunt o mai mare încurajare pentru noi decât noi putem fi pentru ei. Oamenii care pe mine m-au încurajat cel mai mult în viață au fost oameni care se aflau în mijlocul suferinței. Eu care m-am dus să-i încurajez și ei mă îmbărbătau pe mine. Să-mi stai pic, dar eu am venit să te vizitez la spital. Cum adică tu mă îmbărbătezi pe mine? Da? E interesant cum Dumnezeu, pentru copiii lui, atunci când dă o încercare, dă și puterea de a trece prin acea încercare și e minunat cum vezi oameni care trec cu bucurie prin încercare. Trec cu multă credință prin încercare. Bun. Subiectul. Care este subiectul pasajului nostru? Vă sugerez acasă să citiți Filipeni. Asta ar fi cumva al doilea pas. Sau primul pas, de fapt, ar fi să citiți toată epistola, să o recitiți și să o digerați un pic înainte ca să mergeți mai departe. Dar haideți să privim la aceste versete care ar fi subiectul pasajului nostru din această seară. Bucuria. De ce? Cum am putea, care sunt unele dintre metodele care le-am putea folosi să încercăm să aflăm subiectul unui pasaj? Repetiția, da. Care ar fi o altă metodă? Este foarte bine. Deci repetiția ar fi altă metodă. Cuvintele de legătură. Cuvintele de legătură nu o să ne dea subiectul, da? Ne pot ajuta ca să tragem concluzii sau să vedem care e legătura între, să zicem, două fraze. Deci nu neapărat ne pot da de la sine. De exemplu, dacă eu văd undeva într-un pasaj cuvântul căci, nu văd, cuvântul căci, clar, subiectul este bucuria pentru că am găsit cuvântul căci. Nu mă ajută la nimic, da? Dar dacă
văd o frază, să zicem, bucurați-vă întotdeauna, căci Dumnezeu v-a mântuit. Da? Lucrul acesta acum mă poate ajuta. De ce? Pentru că am o frază, am un imperativ, da? Și după aia am o concluzie sau am o legătură care îmi spune, ok, faceți lucrul acesta, asta este, să folosesc termenii, era să zic apostolului Andrei, termenii fratelui Andrei, da? Fraza principală, propoziția principală este bucurați-vă întotdeauna, da? Ceea ce urmează este secundară și pune un postament, dă motivația și așa mai departe. Deci o altă metodă bună, de exemplu, este să urmărim imperativele sau să urmărim verbele, da? Asta ne va arăta ca să delimităm cum să delimităm un text. Dacă rețineți, fratele Andrei a făcut cu voi procesul de diagramare. Haideți să facem lucrul acesta, să ne uităm la aspectele acestea, trei, la repetiție, la imperativele sau verbele sau poruncile care ni se dau în acest text și să fim și atenți la cuvintele de legătură, pentru că acolo avem cumva niște cheițe. Da? Care-i prima poruncă sau primul imperativ? Bucurați-vă, da? Bucurați-vă totdeauna în Domnul, da? Iarăși zic, bucurați-vă. Din nou avem, iar important este să notăm repetiția, da? Deja putem să notăm. Următorul. Așa. În versetul 5, dacă am reformula sau am gândi cumva implicația, am putea găsi un imperativ și acolo. Da? Să fie, da? Deci, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Asta implică că trebuie să ai o blândețe și să-ți trăiești viața în așa fel încât ea să fie cunoscută, da? Deci există o activitate, din partea credinciosului și o trăire în așa fel încât blândețea să fie cunoscută. Deci nu există doar o chestie de genul fii blând așa, numai în lăuntru tău, da? Nu, aici e vorba de un fel de a trăi și de o activitate care duce pe oameni să spună ceva e straniu despre omul acesta, e un om deosebit de blând, da? Nu vă îngrijorați de nimic. Altceva, haideți, mergem verset cu verset. Așa, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri și mulțumiri. Toate acestea le putem grupa împreună, da? Deci haideți să le enumerăm, să nu le uităm. 1. Bucurați-vă. 2. Blândețea. Da? 3. Să nu vă îngrijorați. 4. Să vă rugați. Altceva? Așa. Așa, este curat tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Am sărit cumva peste câteva legături aici, da? De exemplu, care ar fi câteva cuvinte de legătură? Mai înainte, deja am sărit din versetul 6, de exemplu. Nu vă îngrijorați de nimic. Ci. Ci. Da? Ce vrea să ne spun asta? Din potrivă. Din potrivă, da? Din potrivă. Adică ne spune alternativa. Nu vă, ci. Faceți cu tare lucru, da? Nu faia, faia, da? Un lucru foarte important de înțeles, pentru că adaugă și o explicație și adaugă și greutate. Da? Lucrul acesta nu trebuie să faceți, lucrul acesta e foarte important să-l faceți. Da? Ne dă o claritate. Da? Alte cuvinte de legătură?
Unde? Îți dăm versetul că sunt un pic cam... 6, da? Cu mulțumiri. Așa? Ce indică cuvântul cu? Sau de ce e important? Ce ne-ar... Ce ne deslușește pentru noi aici? Așa. Da. Deci interesant este că avem aici, deci avem imperativul nu vă îngrijorați, da? Ni se dă alternativa la activitatea de îngrijorare. În orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. După aia mai avem un cuvânt prin, da? Care, un cuvânt prin care ne spune cum să le aducem la cunoștință. Adică dacă vrem să nu ne îngrijorăm, ci să urmăm porunca Apostolului Pavel, sunt niște pași. Primul pas este să înțelegem că în loc de îngrijorare, mai bine le-am aduce aceste îngrijorări și nevoi la cunoștința lui Dumnezeu. Da? O să discutăm un pic despre ce anume înseamnă lucrul acesta, că ar trebui să ne punem întrebarea, sau cel puțin eu mi-aș pune întrebarea. Stai un pic, frate, vrei să spui că Dumnezeu nu cunoaște? Da? Mergem cu gândul la ce am studiat mai înainte, unde Domnul Iisus ne spune să nu ne îngrijorăm, da? Ci să ne rugăm și spune că Tatăl vostru deja știe de ce aveți nevoie. Da? Deci, clar aici Apostolul Pavel vrea să ne semnaleze pentru noi că această aducere la cunoștință nu e pentru beneficiul lui Dumnezeu, da? Ci este ca și o alternativă la îngrijorarea noastră. Mai bine mă duc și îi spun lui Dumnezeu îngrijorările mele, da? Nu că El nu le-ar ști, ci comunicându-le lui Dumnezeu, eu beneficiez de ceva, în simplu act când comunic grijile lui Dumnezeu, da? Prin ne explică cum. Cum să le aducem la cunoștință și mai ales cu rugăciuni și cereri, da? Cu este un alt cuvânt cheie pentru că rupe sintagma, dacă ar fi de exemplu, hai să vedem varianta. Prin rugăciuni, cereri și mulțumiri. Care ar fi diferența între rugăciuni, cereri și mulțumiri? Deci, dacă zic că rugăciuni, cereri și mulțumiri, da, am o listă de trei lucruri. Da? Dacă zic rugăciuni și cereri cu mulțumiri, ce face cuvântul mulțumiri? Ce efect are? Corect. Cuvântul acesta modifică, da? Scuzați, cuvântul acesta modifică aceste lucruri. Este felul în care, caracteristica care trebuie să aibă rugăciunile mele și cererile mele. Nu-i doar o a treia, un al treilea sortiment de petiție. Da? Rugăciune, cerere, mulțumire. Ok, acum fac o rugăciune. După aia fac o cerere, după aia fac o mulțumire. Nu. Ci toate rugăciunile mele și toate cererile mele trebuie să aibă caracteristica mulțumirii. Care este o caracteristică deosebită a rugăciunii creștinului. Creștinul întotdeauna are motive și trebuie să-i fie mulțumitor lui Dumnezeu. Păgânul se roagă și el. Păgânul cere și el. Păgânul încearcă să-l mituiască și el pe divinitatea lui, da? Dar este mai puțin interesat de a mulțumi zeului său, da? Este mai puțin preocupat de a veni cu laudă la adresa divinității lui. Doar atunci când îi se face o favoare. Creștinul, în schimb, care i s-a făcut deja cea mai mare favoare, care are deja toate binecuvântările duhovnicești în Hristos, are o viață de rugăciune și o metodă de rugăciune, că toate rugăciunile lui sunt caracterizate de mulțumiri. Este o distinție foarte importantă. Deci cuvintele acestea mici sunt foarte importante. Dacă era și, atunci puteam să înțelegem textul altfel. Da? Nu însemna că nu trebuie să mulțumim, da? Dar însemna că mulțumirea este cumva încă un fel de rugăciune. O parte din rugăciunile noastre trebuie să fie mulțumitoare. Da? Nu asta vrea să spun Apostolul Pavel, ci
Toată viața noastră trebuie să fie o mulțumire la adresa lui Dumnezeu și toate rugăciunile noastre trebuie să fie de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și cererile. Și cererile trebuie să fie, da? Felul în care îi cerem lui Dumnezeu trebuie ca să trădeze, dacă vrem să vorbim așa, faptul că noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Noi nu venim înaintea lui Dumnezeu, de exemplu, să cârtim și să ne văietăm despre faptul că Dumnezeu ne-a rânduit o încercare. Și noi venim mai întâi să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar și pentru acea încercare. Chiar și pentru suferințele respective. Da? Noi trebuie să fim mulțumitori pentru toate lucrurile. Și avem un milion de motive ca să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar pentru încercare. Chiar pentru încercare. Îi putem mulțumi pentru că știm că El ne va purta prin acea încercare. Îi mulțumim pentru că știm că chiar dacă încercarea aceea până la urmă va duce la finalul nostru, finalul nostru etern este alături de Hristos și nici nu contează dacă problema aia nu e rezolvată. Îi putem mulțumi pentru că știm că El este un Tată iubitor care și încercarea aia a rânduit-o să ne apropie de El. Toate lucrurile acestea. Noi avem toate motivele acestea. Ca tare noi când venim cu o cerere înaintea lui Dumnezeu sau cu o grijă înaintea lui Dumnezeu, și ne intră în softul nostru, în Excel-ul nostru, lecția din această seară de la Apostolul Pavel, primul meu impuls firesc de a veni și a mă tângui și a mă plânge și a mă văieta, este suprapus de impulsul duhovnicesc. Stai un pic. Eu am o grijă, eu am o problemă, dar am un milion de motive de rugăciune. Hai să le parcurg pe astea prima dată. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Lui în încercarea asta. Da? Rugăciunea noastră va fi total diferită și efectul rugăciunii noastre va fi total diferit. Cu siguranță și rugăciunea aceea, Doamne, nu mai pot, Doamne, să așa de ploua, Doamne, să și aia ne ajută. Că până la urmă ne ajută numai când ne descărcăm. Da? Ne descărcăm de toți nervii noștri. Până la urmă ne-ar ajuta și dacă nu mai am spune la un prieten. Mă duc la fratele Cristi la cafea și zic, bă, nu mai pot, Cristi, îs terminat, îs obosit, îs așa. Și după o oră de a mă văieta, plec mai happy un pic. De ce? M-am descărcat un pic de bagajul ăla emoțional. Da? Cu atât mai mult, dacă m-aș duce la Cristi setat, decât să mă plâng, vreau să stau de vorbă cu fratele meu și să-i comunic fratelui meu toate motivele de mulțumire care le am chiar și în mijlocul încercării. Voi fi cu atât mai energizat, da? De asemenea, și în comunicarea noastră cu Dumnezeu, ceea ce va fi beneficiul nostru va fi mult mai mare dacă noi avem o gândire corectă despre rugăciune, da? Și Apostolul Pavel vrea ca să ne arate cum ar trebui ca să facem cunoscut aceste îngrijorări, da? Și anume, prin rugăciuni, prin cereri, totdeauna cu mulțumire, alt cuvânt de legătură. Care e următorul cuvânt de legătură? Și, da? Și, din nou. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. De ce e important cuvântul acesta de legătură? Ce indică un și? Încă ceva. Încă ceva, da? Deci, nu neapărat o concluzie întotdeauna, poate indica o concluzie într-adevăr. În cazul acesta e indicativ de o concluzie pentru că e ultima frază în această listă de fraze și în felul acesta e conclusiv. Dar de obicei un și e folosit să listăm ceva și indică o strânsă legătură între cele două. Când eu, de exemplu, vorbesc sau scriu ceva și am o listă de idei sau am o idee mai mare compusă din mai multe fraze și eu vreau ca acea idee mai mare să fie bine închegată încât nici măcar nu vreau să risc să pun un punct. Da? Și atunci comunic cu tine și zic uite ce mă deranjează despre lucrul acela. Mă deranjează faptul că nu m-a sunat la timp și pe lângă faptul că nu m-a sunat timp, eu puteam ca să fac o pauză totală acolo. Am pus și eu acolo ca să fie clar că aici există o legătură foarte strânsă. E iminent, e important ceea ce urmează. Da? În schimb, un punct sau o virgulă, care ar fi pur și simplu o pauză, ar da de înțeles că avem două fraze care pot fi înțelese și separat. Ei, în acest caz, aici avem de fapt de a face cu o singură frază lungă sau mai multe fraze puse împreună și vine din traducere, de fapt, pentru că n-ai cum ca să redai așa ceva, cum să redai, de exemplu, patru fraze puse una după alta fără nicio separare, decât cu un și. E
de la sine înțeles că acolo este un gând continuu. Gândul sau concluzia gândului este să urmărim. Nu vă îngrijorați de nimic, da? Ci, deci în loc să vă îngrijorați, rugați-vă cu mulțumire și, în cazul acesta, indică un efect. Indică o concluzie, da? Și pacea lui Dumnezeu, care întoarce orice pricepere, vă va păzi. Acum, să aplicăm o metodă care ne-a învățat-o fratele Andrei. Să schimbăm. Să nu zică vă va păzi, să zică să vă păzească. Care ar fi diferența? Dacă Apostolul Pavel ar fi zis și pacea lui Dumnezeu care pricepe orice pricepere să vă păzească, ar fi nesiguranță, ar fi o dorință a lui, da? Vă va păzi. Da, cu siguranță. Dar de ce e cu siguranță? În contextul acesta. Și vă va păzi. Hai să luăm așa. Să simplificăm. Tu îi zici copilului tău, da? Învață pentru examenul de mâine și vei lua nota 10. Consecință, exact, da? Deci i-ai explicat ce să facă și i-ai explicat care este consecința acelui lucru, da? Aplicăm principiul aici. Apostolul Pavel spune, nu vă îngrijorați, faceți în loc de îngrijorare lucrul acesta, și anume rugați-vă cu mulțumire și ca și consecință, uite ce se va întâmpla, da? Pacea lui Dumnezeu vă va păzi. Pacea lui Dumnezeu va exista în viețile voastre, da? Nu este doar o dorință a lui, ci el ne explică o formulă a felului în care să întâmpinăm grija cu rugăciune. Și să fim păziți de pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere prin rugăciune și o rugăciune care este plină de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, da? Cuvintele mici sunt foarte, foarte, foarte importante. Foarte, foarte importante. Știu că avem tendința să trecem așa, numai să zburăm peste text, da? Fiecare virgulă contează atunci când citim textul Sfintei Scripturi, da? Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Îmi place foarte mult, foarte mult faptul că paza despre care vorbește Apostolul Pavel vizează inimile și gândurile noastre, da? Și nu trupurile noastre, nu problemele noastre materiale și așa mai departe, da? Deci el în tot contextul ăsta de încercare, în tot contextul ăsta de îngrijorare, în tot contextul ăsta de suferință, Apostolul Pavel e îngrijorat de starea noastră sufletească, da? El spune, nu te îngrijora, deci problema lui cum stai sufletește, cum stai cu grija, cum stai sentimental, da? Și de a fi păzit, tot duhovnicește, sufletește, sentimental, da? El care avea tot felul de motive să fie îngrijorat pentru siguranța lui trupească. Pentru siguranța lui trupească, da? Inimile și gândurile vor fi păzite în Hristos Iisus, da? Bun, continuăm. Deci căutăm repetiții, căutăm imperative sau verbe și cuvinte de legătură. Așa. Ce anume? Încolo vrea să spună lucrurile obișnuite. Alea au fost importante, acum chiar nu este. Probabil, poate să spună și asta, da? Continuăm. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Da? Le-ați ști, da? Și îmi place ceea ce ai zis. Încolo pare ceva normativ, ceva obișnuit. Adică asta ar trebui să fie viața ta normală. Dacă ai probleme, dacă ai grijuri, uite, asta e rețeta, așa rezolv problema asta îngrijorării, da? Dar în toate astea și dincolo de toate astea, viața normativă creștină trebuie să fie în felul acesta. Trebuie să căutați tot ceea ce este frumos, trebuie să căutați tot ce este bun. Lucrurile acestea trebuie să vă însuflețească. Ce înseamnă asta să vă însuflețească? Să vă dea viață, da? Corect. Deci ele sunt importante.
aceste lucruri. Trebuie să fie importante pentru noi, da? Importante cum e a respira. Deci trebuie să căutăm lucrurile acestea. Ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, să faceți. Da? Să faceți. Deci trebuie să căutăm lucrurile acestea și trebuie să împlinim lucrurile acestea, da? Și Dumnezeul păcii va fi cu voi, da? Va fi cu voi. Dumnezeu este cu copiii Lui. Copiii Lui sunt cei care iubesc Cuvântul Lui Dumnezeu și care împlinesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Lucrul acesta e o garanție a Scripturii, da? Toate acestea, ca să spunem că răspunsul la întrebarea noastră este că subiectul este mulțumirea și rugăciunea, da? Astea sunt. Sau dacă ar fi ca să subliniem trei subiecte în acest text, am putea sublinia sau patru, îngrijorarea, da? Rugăciunea, mulțumirea și viața normativă creștină. Ar fi patru subiecte majore. Cele două cele mai majore, într-adevăr, este bucuria și îngrijorarea și felul în care ajungem la această bucurie este prin rugăciune. De aceea am ales noi textul acesta. Bun. Haideți să mergem înapoi de la început și să reluăm pașii noștri. Acum, nu neapărat căutând repetiție sau verbele, ci pur și simplu făcând o observare a textului și văzând care sunt întrebările sau cu ce am interogat noi textul. Da? Citind textul cu atenție, știind deja lucrurile acestea, noi ar trebui ca să vedem anumite detalii în text și să ni le subliniem sau să ne punem anumite întrebări de la text. Da? De exemplu, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Da? Ce am putea să subliniem sau ce am observat din această primă frază? Da. De acord, erau necăjiți. Altceva? Totdeauna, da. Altceva? Da. Totdeauna în Domnul. Bun. Iarăși zic, bucurați-vă. O altă întărește, da? Deci întărește. O altă chestie de menționat este faptul că această poruncă nu e calificată în niciun fel. Din punct de vedere, bucurați-vă întotdeauna când vă merge bine. Bucurați-vă întotdeauna când vă amintiți. Bucurați-vă întotdeauna. E un imperativ, da? Care ți se spune că trebuie tot timpul, în orice circunstanță, să te bucuri și ți se spune în ce să te bucuri. Da? Atât. Punct. Lucrul ăsta e de realizat. E foarte important. Porunca față de creștini pentru a fi bucuros nu este una condiționată. Condiționată de timp, de spațiu, de circumstanțele noastre, ci noi trebuie să căutăm și să fim bucuroși întotdeauna în Domnul. Bun. Deci, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Da? Am văzut că este permanent. Am văzut care trebuie să fie locul sau sursa bucuriei noastre, da? În Domnul. Am văzut faptul că acest imperativ este întărit și am văzut că este fără excepție. Da? Deja avem o predică frumoasă. În trei sau patru puncte, da? Bun. Blândețea voastră, primul lucru care aș sublinia ar fi blândețea, da? Ce înseamnă blândețea? Cum am putea, de exemplu, ca să gândim mai profund despre ce vrea să ne comunice Apostolul Pavel prin ideea aceasta de a fi blânz? Așa. Așa.
Asta e o întrebare bună. Deci, fratele Iuliu, o sugestie bună, aș rezona cu ea, dar ne-am pune o întrebare. Oare se referă la smerenie? Oare se referă la a fi calm? Da? La ce se referă? Da? Cum ai putea ca să... să fii înțelegător, da? Cum ai putea ca să... Astea sunt toate sugestii foarte bune. Cum ai putea ca să afli dacă la asta se referă sau nu? Care ar fi câteva metode care ai putea ca să folosești? Pe textul ar trebui să indice. Bun. De obicei, îngrijorarea elimine blândețe. Întrebarea era cum știu la ce se referă blândețe. Așa. Adică termenul ăsta e înțeles de sine, stătător. Nu cred că trebuie să extrapolăm o înțelegere a termenului blândețe în afara termenului în sine. De ce nu? Ba da. În primul rând, când vorbește de, zice aici foarte clar, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Odată blândețea, trebuie să o luăm ca și termen de sine stătător. Ce înseamnă a fi blând? Aia să fie cunoscut de toți oamenii. Okay. Nu scoatem din context înțelegerea termenului în sine. Corect. Asta nu de vedere, frate. Ce înseamnă blând? Păi, bun. Blând înseamnă să fii blând. Să fii înțelegător, să ai o bunătate, să ai o... Bled. Nu bled, da? Apucat ca mie și ca tine. Păi eu mă trebuie foarte bine. Nu, da, e o întrebare legitimă. Pentru că un anumit cuvânt poate fi folosit în multe sensuri, da? Și un context dictează la ce se referă. Într-adevăr, ceea ce zice Cristi, da, blândețe înseamnă blândețe, da? Dar Apostolul Pavel a ales un termen și, evident, el nu a ales termenul blândețe, a ales altceva în greacă, da? Adică... Căutați în concordanța Strong și acolo aflați. Dar, cum știm noi în limba română? Ne uităm în primul rând, exact cum zicea fratele Iosif, la contextul imediat, da? Ce se menționează în primele versete din capitolul 4? Se menționează un conflict. Da? Corect. Deci în contextul ăla, ce nu înseamnă blând, sunt două surori care se ceartă. Da? Asta nu e o glumă. Asta înseamnă aici. Deci erau două surori în biserică care erau într-un conflict. Conflictul ăsta era de așa de mare anvergură, încât a ajuns în cunoștința apostolului Pavel. Da? Și era nerezolvat de o perioadă destul de lungă de timp, pentru că în vremea aia nu era e-mail și messenger încât să ajungă instant la apostolul Pavel. Probabil că încă era nerezolvat, pentru că vedem că el roagă pe cineva din biserică, care nu-i foarte clar cine e, dar probabil că e prezbiterul de acolo, ocupă-te de femeile astea, pentru că deja până la Roma în pușcărie a ajuns conflictul ăsta. Două femei, care apostolul Pavel spune că au fost esențiale în lucrarea Evangheliei, acum făceau Evanghelia de rușine, da? Prin conflictul între ele. Și apostolul Pavel, probabil în contextul acesta, vine și spune, în contrast cu o așa manifestare și o așa atitudine și așa un fel de a gestiona diferențele între voi, fiți blânzi, da? Un următor pas ar fi să ne uităm în contextul lărgit. Luăm toată cartea și vedem unde mai apare termenul, da? Unde mai apare termenul, în ce context e folosit, ce indică termenul în contextul acela și după aia ar fi să luăm termenul în contextul larg al Noului Testament, da? De exemplu, Domnul Iisus se descrie pe el ca și fiind blând. Și am putea să vedem la ce se referă Domnul Iisus când spune că el este blând. Ce trăsături de caracter are în vizor Domnul Iisus când el spune că este blând. Și în felul acesta am putea picta un tablou a termenului respectiv. Ok, o traducere sau o explicație din Dex, o definiție din Dex este ajutătoare. Dar eu vreau ca să știu felul în care autorul a intenționat să folosească termenul acesta. Ca tare mă uit pentru puncte de reper, pornind de la înțelegerea naturală, da?
mă uit pentru punctele de reper în contextul cel mai restrâns și tot lărgesc în cercuri concentrice până în contextul cel mai lărgit. În termeni tehnici, să zicem, da, sunt doi pași în interpretarea Scripturii. Primul pas este pasul, să zicem, exegetic, și anume ne punem întrebarea ce spune Scriptura, da? Ce spune versetul acesta. Versetul acesta spune că blândețea noastră să fie cunoscută. Asta spune, da? Și în termen natural putem înțelege ce înseamnă asta. Al doilea pas este pasul hermeneutic, adică de interpretare. Ce înseamnă să fim blânzi în așa fel încât să ne cunoască lumea pentru blândețea noastră? Sunt două lucruri diferite. Ce spune un text, da? Ce scrie și care este înțelesul natural, sintactic, gramatical al textului și ce înseamnă un text, care este interpretarea corectă, sunt două chestii diferite. De multe ori, cele mai multe texte, ceea ce spune textul pe față este și înțelesul. Da? Dar, ca să înțelegem mai clar, mai nuanțat, trebuie depus un efort hermeneutic, un efort de interpretare. Și atunci trebuie să vedem în context cum folosește autorul termenul respectiv și sintagmele respective și în contextul lărgit al Scripturii, cum e folosit. Da? Pentru că în Scriptură s-ar putea ca blândețe să însemne ceva și în cultura noastră, în dicționar, să însemne altceva. De exemplu, nu știu, să însemne, în cultura noastră să însemne bleg. E posibil. Sunt anumite cuvinte care, după un timp, își iau anumite conotații și anumite înțelesuri care n-au nicio treabă cu înțelesul inițial. Da? Vă dau un simplu exemplu. Cuvântul gay. Cuvântul gay, în originea lui, care provine din engleză, era happy, fericit. Atât tot. N-avea nicio treabă cu homosexualitatea. Absolut nicio treabă. Dacă astăzi eu mă uit în dicționar și văd acolo scrie gay înseamnă homosexual. Dacă în engleză, de exemplu, aș citi în Biblia King James, sunt imperative ca să fim bucuroși și să fim gay. Și zice, aici îmi spune că trebuie să fie homosexual, că uite, spune că trebuie să be gay și marry și... Păi, dar nu asta înseamnă, pentru că niciodată cuvântul ăla n-a însemnat aia până recent, da? Până când cultura l-a denaturat și i-a dat alt înțeles. Dar dacă ești corect și iei cuvântul ăla în contextul textului respectiv, vei înțelege, aici nu e vorba de homosexualitate, aici e vorba de fericire, da? Și cuvântul ăsta, de fapt, întotdeauna a însemnat lucrul acesta. De aia e foarte important ca să vedem, în primul rând, ce spune, da? Să împărțim textul sintactic și gramatical, prima parte a muncii și a doua parte, ce înseamnă? Da? Ce înseamnă? Ce vrea Apostolul Pavel să înțelegem prin a fi blânzi? Da? Bun, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Da? Deci al doilea lucru care l-am subliniat e că ceea ce înseamnă blândețea asta trebuie văzut mai exact, dar ea trebuie practicată în așa fel încât să fie cunoscută de toți oamenii, să fie remarcată de toți oamenii. Asta de la sine dă un înțeles. E vorba de ceva care nu-i doar în privat. Nu-i vorba că doar, știi, el e mai blând așa la el acasă, el e mai... Nu, e vorba de ceva care ține de sfera publică, de tot ceea ce ieși în evidență prin felul în care te comporți în viața de zi cu zi, la servici, la... Astăzi a venit Radu, era în oraș și îmi zice, o parca cineva în față la parcare acolo unde e lanțul și frații s-au agitat un pic, cum îl trădez pe Radu, da? Frații s-au agitat un pic, o parca cineva acolo, știi? Da, ok, întrebare. Cei care au parcat ilegal acolo și au blocat o parcare care nu avea voie să o parchează, ce-o remarcat? Blândețea noastră? Sau că și noi reacționăm exact ca și toți oamenii când li se blochează parcarea, da? Deci sunt, aici Apostolul Pavel are în vizor anumite lucruri și felul în care ar trebui să ne comportăm încât toată lumea să vadă. Să zică, cum am comportat cu pocăiță ăștia și ei tot blânzesc. Deci altul mi-ar fi dat un dos de palmă și m-ar fi lipit de perete, da? Ceva de genul. Unii chiar au făcut asemenea lucruri, da? Dar s-au pocăit de ele. Bun. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. E de subliniat
De ce e de subliniat Domnul este aproape? Observând textul acesta, eu, de exemplu, mi-a sărit în ochi. Și cred că și vouă v-a sărit în ochi, nu? De ce ar sări în ochi sintagma respectivă? Hai să o luăm așa, da? Eu stau de vorbă cu fratele Vasei, da? Sau cu Radu, sau cu oricare. Și încep și îi spun, uite frate, tu ar trebui ca să fii așa. Tu la servici ar trebui ca să te comporți așa. Tu ar trebui să ai comportamentul ăsta cu clienții, cu așa mai departe, cu așa. Și după aia zic, Domnul este aproape. Da? Bun. De ce ar remarca cel care discut sintagma asta din tot ceea ce i-am spus? Corect. Pare să fie total pe lângă. Stai un pic, frate. Eu credeam că discutăm despre activitatea mea la servici. Sau eu credeam că discutăm despre comportamentul meu. Și acum tu vrei să discuți escatologie? Vrei să discuți despre venirea Domnului? Da? Pare că nu are nicio legătură. Și exact de aceea este foarte importantă că e strident, ne sare în ochi. Cred că Apostolul Pavel vrea să ne semnaleze exact ceea ce spune fratele Iuliu. Hei, atenție! Atenție la felul în care vă comportați! Atenție la felul în care trăiți! Atenție la felul în care vă trăiți viața de credință! Domnul vine și este aproape, da? Și este aproape. Poate nu este aproape în sensul că vine mâine, dar poate că duci tu mâine la el. În orice caz, atenție! În curând te vei întâlni cu Dumnezeu. Lucrul acesta este o motivație în viața creștinului ca să, ce? Păi ca să se bucure, pe de o parte, da? Asta ar trebui să producă bucurie când îți spun Domnul este aproape. Tu n-ar trebui să zici, eu încă mai am multe chestii de terminat, frate. Tocmai mi-am turnat o fundație, copiii încă nu au terminat facultatea. Nu, tu ar trebui să zici, vino Doamne! De-abia aștept. E cea mai mare bucurie pentru mine că vine Domnul. Deci, pe de o parte, este sursa bucuriei. Dacă bucuria noastră este în Domnul, faptul că Domnul este aproape, înseamnă că sursa bucuriei noastre este aproape, nu? În al doilea rând, ar trebui să fie o motivație pentru blândețea asta care ni se cere. Cum vom putea ca să fim oameni blânzi? Cum vom putea ca să reacționăm diferit în fața oamenilor când ne calcă pe bătătură, da? Ținând în mintea noastră această realitate că în curând ne vom vedea cu Domnul. În curând vom sta înaintea lui Dumnezeu. Garantez că asta va transforma radical felul în care reacționăm. Încercați! Ca și automatism, da? Ai un conflict cu un coleg la lucru și înainte ca să scoți ceva pe gură, spune în mintea ta: Domnul este aproape. În curând o să mă văd cu Domnul Iisus. Eu știu că nu asta vreau să zici, asta zic eu. Dar zi-mi ce ai vrut să zici tu. Eu am altă nuanță. Că vezi că acum ar fi veste și cu aproape. Vezi cum nu e lângă tine, că te vechează, te vede. În sensul ăsta l-am înțeles. Da. Vezi, e și asta adevărat, dar nu la asta se referă Apostolul Pavel. N-avem timp să intrăm în dovezile textuale, în concordanța Strong's, ca să vedem de ce. Dar ideea, deci dacă ai zice, de exemplu, stând de vorbă cu un frate sau așa, eu cred că ar trebui ca să fim bucuroși pentru că venirea Domnului este aproape și pentru că Domnul ne vede întotdeauna și este cu noi întotdeauna și cred că ar trebui să fim blânzi pentru că El vine în curând și pentru că El ne vede întotdeauna, n-ai zice nimic greșit. Da? Astea sunt adevăruri biblice. Doar cred că nu la asta se referă Apostolul Pavel. Cred că aici, la fel ca și în multe alte locuri, Apostolul Pavel folosește venirea care credincioșii o priveau ca iminentă a lui Dumnezeu, ca și o motivație pentru sfințire, pentru evangelizare, pentru perseverență. Da? Credincioșii, de-a lungul viacurilor, au trăit într-o așteptare imediată, iminentă a venirii Domnului Iisus Hristos. Aici, eu în discuțiile care le am cu fratele Andrei, noi având două sisteme escatologice diferite despre venirea Domnului, el are un sistem foarte, foarte complex și el spune despre mine că eu nu știu ce cred despre venirea Domnului. Da? Eu știu că o să-L văd pe Domnul când mor. Asta știu sigur și fiecare dintre voi o să-L vedeți pe Domnul când muriți și știu că probabil că moartea mea vine mai repede decât venirea Domnului. De asta sigur, da?
Dar una dintre criticile care el le aduce în discuție și o critică care poate fi validă dacă n-ai o gândire corectă, e că dacă stai cu gândul că lasă că Domnul nu vine în curând, știi, vine, n-are cum să vină Domnul în curând, că uite, nu a fost evangelizat tot pământul, da? Atunci s-ar putea ca tu să stai lejer. Să zici, mă, Domnul nu vine în curând, stai lejer, da? Evident, niciun credincios veritabil nu va avea atitudinea asta, pentru că un credincios adevărat își dorește ca Domnul să vină în curând, pentru că un credincios adevărat vrea el să meargă la Domnul, cum Apostolul Pavel chiar în această epistolă la un moment dat spune, mă întreb dacă e mai bine ca să stau aici în trup să vă slujesc pe voi sau să mă duc la Domnul. Și el zice, pentru mine ar fi mai de câștig să mă duc. De-abia aștept să plec de aici, din stricăciunea asta și să fiu cu Domnul. Da? Și pentru că, exact cum zicea fratele Iuliu, chiar dacă încă nu sunt față în față cu Dumnezeu, știu că sunt chiar acum în prezența lui Dumnezeu. Știu că Dumnezeu este cu noi, știu că Dumnezeu este în noi, prin prezența Duhului Sfânt, ca tare Domnul este aproape din toate punctele de, din toate punctele de vedere. Da? Bun. Alte observații. Hai să faceți și voi niște observații, că am zis că voi faceți studiu, nu eu. Sau dacă aveți întrebări asupra textului sau din text. Da. Așa. Da. Întrebarea care se mi-a făcut, eu am niște îngrijorări. A mele, personale, știu eu, nu merge bine business, da? Mă duc și trebuie să mă duc ca să-mi liniștesc măcar. Așa, dar eu am o așteptare că mi se rezolvă problema mea concretă. Cred că nu la asta să... Păi asta e o bună întrebare. Din textul acesta, hai să rămân la textul acesta. Rezolvarea îngrijorării, da? Ca și sentiment, ca și stare de suflet, se face prin faptul că se schimbă circumstanța? Nu. În textul acesta? Nu. Deci se descrie faptul că tu ai o stare de îngrijorare, da? Și cum să ajungi să nu mai ai o stare de îngrijorare, da? Rugându-te, da? Și asta produce schimbarea de la îngrijorare la neîngrijorare, da? Pacea care întrece orice pricepere, da? Dar ceea ce nu se descrie în acest text e schimbarea de circumstanță, e rezolvarea îngrijorării. Corect? Ca atare, așteptarea mea principală în rugăciune, da? Nu e neapărat schimbarea de circumstanță. Aia nu înseamnă că nu-i fac cunoscut Domnul și nu cer asta. Doamne, am o problemă, sunt bolnav. Uite, sunt bolnav și dacă este după voia ta, vreau să mă vindeci, da? Vreau lucrul acesta, îți cer lucrul acesta, da? Dar așteptarea mea pentru a nu mai fi îngrijorat, eu nu vă mai fi îngrijorat dacă sunt vindecat, da? Nu, ci pentru că am venit cu rugăciunea mea, cu cererile mele, cu grijile mele și cu mulțumire le-am adus la Dumnezeu, acum am pace în Hristos. Chiar dacă circumstanțele mele nu s-au schimbat. Asta e minunea rugăciunii. Asta e a fi mai mult decât biruitor. Asta e pacea care întrece orice pricepere. Da? Pacea care poate fi priceput de oricine e aia. Am avut o problemă, m-am îngrijorat pentru ea, s-a rezolvat problema, nu mai sunt îngrijorat. Ce n-ai priceput? Explic asta la orice păgân, da? Și el înțelege. Ai o problemă, te duci la zeul tău, așa a funcționat toate religiile de-a lungul istoriei. Te duci la zeul tău, îl mituiești cu ceva, îți rezolvă problema, nu mai ai nicio grijă până vine următoarea problemă. Orice om poate înțelege sistemul acesta, da? Vine acum creștinul, calvinistul. Uite cum funcționează sistemul meu. Am o problemă, mă rog lui Dumnezeu, îi mulțumesc pentru problemă, da? Nu mai am nicio grijă, dar problema a rămas. Poate ești nebun. Nu, hai să-ți mai explic o dată, da? Am o problemă, îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu mai am nicio grijă, dar eu tot bolnav-s. Poate ești nebun.
Nu, eu sunt creștin, omule, nu înțelegi? Eu nu mă rog lui Dumnezeu doar pentru că El îmi va rezolva problema, da? Eu nu-i mulțumesc lui Dumnezeu doar pentru că El îmi va da ceea ce îi cer, da? Eu mă duc lui Dumnezeu și îi mulțumesc pentru că El deja mi-a dat tot. Pentru că chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, da? Pentru că chiar dacă El vrea ca eu să mor în suferințe pentru gloria Lui, să fiu apropiat de El prin suferință, eu îi mulțumesc pentru asta, că este pentru binele meu să sufer și să fiu apropiat de Dumnezeu. Și să ai pace, spunând și experimentând așa ceva, întrece orice pricepere. Da? Numai o pace divină poate să fie aia. În schimb, cealaltă pace, m-am rugat să rezolva problema, acum am pace, da? Oricine o poate înțelege. Deci nu-i nimică divin în așa ceva. Din păcate, asta e pacea și lipsa de îngrijorare care se predică de cele mai multe ori. Dumnezeu îți poate ridica toate poverile, îți poate rezolva. Da, îți poate, îți de acord. Întrebarea îi, dacă El va hotărâ să nu ți le ridice și să nu ți le rezolve, vei avea pace, vei avea bucurie, vei avea lipsă de îngrijorare. Păi cum, frate, cum să fiu tot în starea care este acum și să fiu bucuros? Păi eu de aia nu-s bucuros, că n-am problemele rezolvate, da? Ei, ăsta e creștinismul. Creștinismul este o pace, o bucurie care transcende circumstanțele, care transcende problemele temporale. Pentru că e ancorat într-o realitate spirituală, în Hristos, în Dumnezeu, care nu ține de lumea asta. Da? Care nu ține de lumea asta. Pentru noi, Apostolul Pavel spune și pentru el, toate lucrurile lumii acestea sunt gunoaie. Și toate suferințele prin care el a trecut, zice el, sunt mici în comparație cu bucuria de a-L cunoaște pe Hristos și de a fi împărtășie cu Hristos. Așa ceva, omul natural n-are cum să înțeleagă. N-are cum. Și omul, nu se poate, ești nebun. Rămân cu religia mea, că în religia mea, măcar dacă mă rog destul de mult, să rezolvă până la urmă problema. Da? Și voi știți, mulți dintre voi ați experimentat chestia asta cu dacă, de exemplu, ai făcut o cerință și poate ai avut și o confirmare de la un proroc că problema se va rezolva și nu s-a rezolvat, problema care a fost? Nu ai avut destulă credință, să nu ai fost destul de insistent. Da? Nu, problema a fost că tu ai condiționat credința ta și pacea ta și liniștea ta și bucuria ta în Dumnezeu în rezolvarea problemei. Deci din start ai pornit cu stângul. Din start ai pornit cu stângul. Și dacă ți se rezolva problema aia, probabil că nu te apropiai niciodată de Dumnezeu. Și Dumnezeu te ține cu problema aia ca să înțelegi ce e cu adevărat bucuria în Dumnezeu. Când am fost la în Suedia, a venit o doamnă, o mai în vârstă un pic, și după mesajul, după predica de duminică seara, frații au avut o cameră lângă și a zis, frații slujitori vor rămâne aici și cine mai are întrebări, cine vrea ca să stea de vorbă. A fost un serviciu de evangelizare și au venit mai mulți și au stat de vorbă. Și a venit doamna aceasta și zice, uite, vreau să vă mărturisesc ceva. Am o bucurie și o mulțumire față de Domnul extraordinară. Am zis, ok, bine, o luăm bine. Dar ziceam și o mare povară și o îngrijorare că am primit un diagnostic de cancer. Nu-i chiar cancer încă sau nu-i 100% sigur, dar marți voi afla 100% dacă e cancer sau nu-i cancer. Și sunt foarte îngrijorată, sunt foarte apăsată și am vrut să văd dacă nu puteți să faceți ceva pentru mine, o vindecare, o prorocie. Hai zic, doamna, ai nimerit, ai greșit. Și am început, după o oră de evanghelizare, vă dați seama, după o oră de evanghelizare în care subiectul era să-ți fie teamă să pieri și ca să-ți rezolvi problema pierzării și a judecății, că ți-ar putea să te întâlnești cu Domnul în seara aceasta. I-am explicat din nou, am luat din nou cu Evanghelia. Bun, am înțeles asta cu problema cancerului. Și am zis la doamna, zic, pot să vă întreb ceva, dacă marți mergeți la doctor și vă spune că aveți un diagnostic curat, așa e că nu mai căutați pe Domnul. Nu mai căutați. Acum sunteți înflăcărată, să vă apropiați, să veniți la biserică, să ascultați predici, să roage păstorii pentru tine. Dacă marți primiți un diagnostic că... Și așa sunt cel mai mulți oameni.
Orice om poate înțelege ideea aceasta că mă duc la Dumnezeu ca să-mi rezolve o problemă. Și dacă îmi rezolvă problema, o să-i mulțumesc și o să fiu bucuros. Da? Creștinul merge la Dumnezeu și spune, Doamne, fă ce vrei cu mine, că eu deja am problema rezolvată. Eu am problema rezolvată. Mi-ai rezolvat problema cea mai mare. Și dacă tu vrei ca prin cancer sau prin moarte de sabie sau ce-ar fi, ca să mă duci în prezența ta, slavă Domnului! Numai un credincios adevărat poate ca să vorbească așa și să simt așa, da? Și Apostolul Pavel la asta ne invită. Să experimentăm așa ceva, da? Să nu ne îngrijorăm de absolut nimică. Eu cred că începe de la o înțelegere corectă, de exemplu, și a rugăciunii. Eu cred că foarte mulți oameni sunt jefuiți de bucuria și de pacea care vine în urma rugăciunii adevărate prin faptul că au învățat o teologie a rugăciunii care e numai Doamne, fă-mi, Doamne, dă-mi. Nu au rugăciunea aceea plină de mulțumiri la adresa lui Dumnezeu, știind că un Dumnezeu atotputernic, suveran, i-a mântuit și că e în control peste toată viața lor și că tot ceea ce se întâmplă în viața lor, fie greu, fie plăcut, da? Este spre binele lor. Eu cred că de la o teologie eronată despre Dumnezeu și despre rugăciune, oamenii sunt jefuiți de bucuria și de pacea care vine. Pentru că ei o viață întreagă, Doamne dă-mi, Doamne fă-mi, Doamne dă-mi, Doamne fă-mi, și nu le dă și nu le faci. Nu le dă și nu le faci. Și dacă le dă și le face, vin alte probleme. Ce le-a dat astăzi, mâine nu le ajunge. Iară merg înapoi. Și după 10 ani de Doamne dă-mi și Doamne fă-mi, omul merge înaintea Domnului și spune, eu m-am închinat 10 ani și am cerșit la Domnul 10 ani și ce se vede? Nu se vede nimic. Ce, un apartament și o mașină stricată? Asta mi-a dat Domnul. Și mi-a și bolnavă nevastă pe lângă. Da? Cam așa sunt oamenii. Oamenii sunt dezamăgiți de Dumnezeu pentru că așteptările lor de la Dumnezeu sunt eronate. Da? Ei nu vroiau o părtășie cu Dumnezeu. Ei nu vroiau bucuria în Dumnezeu. Ei vroiau bucuria care provine de la Dumnezeu. Da? Tendința asta există în noi de la început. La copii o vezi, da? La copii o vezi. Copilul, cât e el de mic la un moment dat, începe să se atașeze foarte mult de beneficiile care le primește de părinți. De la părinți, da? Și foarte repede să se detașeze de părinte. Cât timp vrea ceva de la părinte, îl vezi pe copil, da? De exemplu, dau un exemplu, folosesc pe fratele Cristi, că dacă duci la fratele Cristi la birou și stai numai acolo și taci, poți face un studiu psihologic fantastic, numai să vezi ce... Vin oamenii cu copiii, da? Copiii care, până când primesc iPhone-ul, îs miere și zahăr față. Mami, tata, ai, mamă dragă, mamă, vai, dăm, făm, nu știu ce, știi? Ca să primească iPhone-ul, da? Ea n-are nicio treabă cu mama. Ea s-o lepădat de mama și de tata și de-abia așteaptă să pună mâna pe iPhone și să nu mai discute cu mama și cu tata 2-3 săptămâni, o lună, dacă ar putea, da? De ce? Pentru că ea ceea ce dorește e beneficiu, e darul, dar nu vrea relația cu cel care îi dă darul. Ei, așa suntem și noi cu Dumnezeu. Asta e esența idolatriei, esența păgânismului. Și lucrul acesta se revede în rugăciunile noastre. Se regăsește acolo, în rugăciunile noastre. Rugăciunile unor oameni care prețuiesc pe Dumnezeu mai mult decât darurile lui sunt pline de mulțumire. Da? Sunt rugăciuni care, astăzi discutam cu cineva la birou și zicea, am constatat că dacă înțeleg lucrurile astea despre rugăciune care am învățat, mă voi ruga mai puțin cu cereri. Asta era concluzia. Mă voi ruga mai puțin cu cereri. Pentru că știu că oricum, dacă Dumnezeu nu vrea să schimbe circumstanța, nu va schimba. Știu că oricum nu asta e esențial, schimbarea circumstanței. Și atunci, ce să-i tăcer? Da? Și am zis, ok, dar asta nu înseamnă că trebuie să te rogi mai puțin. Te poți ruga mai mult cu mulțumiri. Te poți ruga mai mult ca să-L lauzi. Te poți ruga mai mult... Adică eu înțeleg, dacă eu... Dau un exemplu personal, da? Dacă eu sunt bolnav de cancer, da? Cum... până când îmi dau diagnostică să le 100% curat, îs, da? Eu n-am simțit vreodată în tot procesul ăsta nevoia ca să stau și zic, să repet de 1000 de ori Domnului, Doamne, vindecă-mă de cancer și atunci poate că am șanse mai bune să rezolve problema. Am primit diagnosticul, am zis, Doamne, dacă e voia Ta să fiu vindecat, vindecă-mă. Dacă nu, facă-se voia Ta. Și am terminat. Și m-am dus cu viața înainte și am cerut Domnului lucrurile de care chiar am nevoie, da? Credință, putere în slujire, înțelepciune în conducerea familiei, bucurie în activitățile de zi cu zi, să văd prezența Lui.
Pentru că n-am convingerea că dacă stau de 1000 de ori și zic, Doamne, dar eu te-am rugat de 1000 de ori, Doamne, dar ai văzut că eu 10 ore în continuu am să-ți vindecă-mă, și am tăbolborosit ca păgânii. Cum să nu mă vindeci, da? Nici nu-s curios dacă mă vindecă sau dacă nu mă vindecă, dacă e irrelevant, e absolut irrelevant. Când înțelegi chestia asta, da, într-adevăr, nu te mai rogi 50 de ore să te vindece Domnul de o boală, da? Dar te poți ruga pentru alte lucruri. Poți să-i mulțumești, poți să te rogi pentru alți oameni, poți să te rogi pentru alții care trec prin suferință și să-i rogi ca Domnul să le dea lor putere, să le... Da, poți să te rogi pentru tine ca Domnul să-ți arate mai multă pace, mai multă liniște, mai multă înțelegere în încercarea respectivă. Deci motivele de rugăciune nu scad, da? Ceea ce scad e metodele alea egoiste de rugăciune. Alea dispar. Nu încerc ca să-L mituiesc pe Dumnezeu prin cantitatea rugăciunii mele sau prin creativitatea sau prin alte chestii. Fac pomeni acum, da? Ca să rezolve Domnul problema așa mai departe. Nici vorbă. Nici vorbă de așa ceva. Când înțelegi rugăciunea în fața lui Dumnezeu așa cum e cu adevărat, ceea ce crește este mulțumirea, bucuria, lauda. Ceea ce scade, da? Este grija și cerșitul ăsta care eu zic că este inutil. Da? Este inutil. Pentru că Dumnezeu deja știe ce avem nevoie. Eu dacă mă duc înaintea Domnului și îi mărturisesc nevoia mea de vindecare sau nevoia mea de ajutor în problema asta, eu nu mă duc ca să-L înștiințez pe Dumnezeu. Eu mă duc ca să mă descarc eu de slăbiciunea mea și ca să primesc în schimb bucurie, pace, liniște, da? Și când mă ridic de pe genunchi sau mă ridic la marginea patului, eu tot bolnavâs. Da? Mai multă pace, liniște, bucurie, da? Asta e diferența care trebuie sesizată.